Bună dimineața! În sfârșit a sosit și momentul în care trebuie să plec. Adică o să plec din Fuenlabrada. Ia, uitați ce frumos a stat ea aici și m-a așteptat. Și eu am răsplătit-o cu o casetă aproape nouă. Să sperăm că nu vor mai fi probleme. Ia să vedem prima cheie. Bun. Perfect. Azi sunt puțin nehotărât ce o să fac. Cred că o să merg în Sierra Nevada, pentru că am văzut că este ceva zăpadă și parcă mi-e dor de zăpadă. Dacă nu o să găsesc zăpadă, nu știu exact acum unde o să merg, dar este posibil să rămân undeva aici în Spania de Crăciun și să traversez după aceea. Dar nu se știe nici asta, pentru că tot sunt singur și profit de acest lucru, pot să mă schimb de la o oră la alta. Până atunci, hai să îi dăm bătaie la drum și ne auzim mai târziu. Da, și cum spuneam, nu pot să ratez așa drum. Ia să vedem cum se comportă. Și sper să ieșim și undeva, nu de alta. Era mult mai ok în spate. Aia, cred că o să-și revină, sigur.
Dacă tot am avut probleme cu mașina, na, trebuie să apară și la mine o problemă. Eram în drum spre Sierra Nevada și am avut nevoie de o farmacie pentru că am spus sau am crezut că doar mi se pare, dar mi s-a umflat un pic o gingie. Antibiotic nu pot să iau că nu am de unde. Dar mi-a dat farmacistul un ulei pe care îl pun așa câte o picătură în locul inflamat. Nu știu ce s-a întâmplat. Probabil ar trebui să trec și pe la dentist, nu odată la 20 de ani. Dar când mă întorc. Până atunci continuăm drumul. Mai avem 20 de kilometri și ajungem în vârf, în Parcul Național Sierra Nevada, undeva acolo. Ia uite ce drum am văzut, ia uite, îl vedeți? Și eu îl văd, o frumusețe. A, uite, se începe de aici drumul. Interesant, ăsta cred că urcă pe de-a drept, așa. Dar nu cred că o să-l încerc. Și vreau să spăl mașina înainte de toată treaba asta, că nu știu ce e acolo și e posibil să rămân. Hai să vedem. Băgăm un euro și apăsăm o chestie pentru jante, care presupun că e asta. Așa. Aute, iese fum din discuri. Da, nu-i problemă că oricum bat. Le-am pus noi, dar tot bat. Nu știu de ce. Ce se întâmplă acolo. Da, nici nu contează. Dăm puțină soluție de asta, să albim jantele și oglinzile. Hai, 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 că mai e una. Ați văzut prin ce noroi am trecut. E bine că am scăpat întreg, aproape. Mai am ceva să vă zic, dar nu vă zic acum. Îl las mai încolo, să mai lungim surpriza. Am mai făcut o boacă, nu? Și acum dăm spumă.
avem un pic și ne apropiem de vârf, cred. Dacă pot să-i spun așa, suntem la 2200 de metri deja. Nu s-a terminat drumul încă, nu știu unde duce. Eu sper să ducă sus, acolo, unde e zăpada. Dacă nu duce, o luăm pe jos. 2300 de metri acum și 11 grade. Să sperăm că putem urca cât mai mult cu mașina. Suntem undeva sus, foarte sus, 2400 de metri. Încă puțin și ajungem pe Moldoveanu cu Dusterul. Palpitant drumul ăsta, nu sunt parapeți și suntem la 2500 de metri. Cred că e foarte ciudat la ora asta să nu fie zăpadă. Pentru că pare o stațiune de schi, adică nu pare, este o stațiune de schi aici. Dar foarte, foarte puține zăpadă. Am văzut câțiva schiori și un telescaun undeva jos acolo, pe o vale unde nu a bătut soarele. Da, să zic că am noroc sau ghinion. Noroc am prins drumul să pot să urc, sau ghinion că nu am găsit zăpadă mai multă. Hai să-i dăm cât mai sus. Să ne vedem cât mai sus, vorba lui Flo. Flo Adventure. Să ne vedem cât mai sus. Să vedem cât de sus. Unde pot să ajung oare cu mașina. Sus, 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 sus. 2500. Altitudine 2500, deci funcționează ok altimetrul meu. E ce trebuie. Se pare că aici s-au terminat drumurile. Este și mai sus, dar erau două semne mari cu interzis. Așa că ne oprim aici. Thank you.
kilometri. Prezint puțin Granada, dar na, cam aglomerat peste tot. Doar dau o tură așa să vedem orașul și apoi plecăm să vedem unde ne cazăm. Ia uite, parcă am fi în centru vechi, în București. Să uite la Iron Man spaniol.
foarte tare atmosfera. Dar înguste străduțele. Polis. Ceva normal aici sau s-a întâmplat ceva în orașul ăsta? Concert, a venit Moș Crăciun. Mamă, câtă lume aici. Câtă lume, no, dar cred că a fost ceva, cred. Stai mă, că am uitat să te opresc. Da, magazine. Pardon. Se mai întâmplă. Magazine, domnișoare. Tot ce vrei. Am pornit. Aici cred că e un fel de centru. Minunat. Din întâmplare am ajuns aici. Foarte frumos. Mai vreți? Un parc. Un parc uriaș.
seamănă cu Barcelona. Asta doar femei. Femei pe scutere. Aici se întâmplă ceva cu... Ei, a căzut casca. Ia uite ce frumos. Ce tare. Și am intrat pe alt bulevard. Câte scutere aici, raiul scuterelor aici. Da, 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 da. Cred că trebuie să ieșim. Mergem la un camping. Hai să vedem. Avem 138 de kilometri. Gata? Pornim? Sigur că aici mi-arată interzis. Ah, da, 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 aici cred că e doar pentru taxi. Așa pare. Nu? Ah, ba nu. Ba nu, ba nu. Ne bag înapoi. Mergem înapoi. Ce nebunie, e curat aici. Nu știi care, cum o ia, de unde ia, unde se duce, ce face. Da, să trăiești. Hai că din Granada m-am răzgândit și am ajuns la Malaga. Mă uit cum aterizează un avion. Sunt într-o parcare imensă, lângă mare. E plajă aici, bine, dincolo de nebuniile astea. Sunt foarte multe rulote aici. Este gratis, nu costă nimic. O să rămân aici în seara asta și mâine merg în Gibraltar. Ne apropiem tot mai mult de Africa. Să sperăm că o să fie vremea frumoasă, că vreau să vizitez maimuțele. Și apoi să vedem când o să trec. Până atunci, să ne auzim cu bine.